Salutare, acvariști și acvariste! Se pare că am descoperit rețeta succesului când vine vorba de o fermă de Daphnia. Dar înainte să trec la subiect, vreau să vă mai arăt o chestie faină, o veste bună pentru mine cel puțin. Ziceam că am doar cochilii de la această specie de meci, dar se pare că am avut noroc și au ecluzat vreo 2-3 juniori din ăștia. Ceea ce înseamnă că o să am încă o specie de meci în acvariu mare odată ce ăștia mai cresc un pic. Și la un moment dat crezusem că am pierdut și scoicile, dar ele trăiesc, sunt ok. Acum nu pot să vă arăt că cel mai probabil s-a urcat acolo în partea de sus, unde sunt plantele și se crânesc de acolo. Deci răspunsul la întrebarea cum putem să ținem o fermă de Daphnia fără să avem acel colaps periodic pare să fie să nu-i hrănim. Adică să nu le aruncăm tot fel de mâncăruri în fiecare zi sau la fiecare 2-3 zile, ci pur și simplu să luăm o bucată de fân sau câteva fire de fân mai exact, le aruncăm în apă și lăsăm să putrezească. Și asta este toată magia. Bineînțeles, dezavantajul este că nu o să avem o producție imensă de Daphnia, însă și așa putem să recoltăm de două ori pe săptămână, în jur de 100-200 de indivizi, dintr-o cantitate de apă așa mică, adică aproximativ dintr-un litru. Și asta poate fi un supliment foarte bun pentru peștișorii noștri. Bineînțeles că trebuie să menționez și problema infectării peștilor cu anumite bacterii sau paraziți. Asta, din păcate, este un risc destul de real. Nu știu acum dacă este mare sau mic, dar există. Am avut abonați care au zis că lor nu s-au îmbolnăvit peștii. Mie mi se pare că peștii mei se îmbolnăvesc dacă le dau din ăștia. Asta fiind spuse, totuși, dacă vrea cineva o cultură din astea, poate să ceară de la mine și putem să vorbim pe Facebook despre cum se face trimiterea și cât ar costa. Poate vrei să-ți faci un microacvariu și atunci, în cazul acela, Daphnia o să arate super fain. Sau chiar și o stracodere. Apropo, stracoderele mele sunt bine și au început să se îngrașe, însă acum nu prea vor să apară, cel puțin nu exemplarele cele mai grase. Dacă văd bine, avem și o larvă de chironomide sau ceva de genul acesta. Aici ar trebui să fie la capătul degetului meu. Nu știu dacă se vede clar. Deci asta e ideea pe scurt. Pur și simplu bagi câteva fire de fân și lași totul așa. Și ce poți să mai faci ca să nu ai dureri de cap din cauza schimburilor de apă este să acoperi recipientul cu folie sau pungă sau cu ce vrei tu, deci să pui un fel de capac și asta o să te scape de grija schimburilor de apă. Dacă e să pleci timp de o săptămână, nu se întâmplă absolut nimic. Poți să lași minisistemul acesta să se manifeste cum vrea și recoltezi ulterior. E important totuși să nu lăsăm să se înmulțească prea mult, pentru că se poate întâmpla să se acumuleze prea mult amoniac în apă. Asta ar fi pentru astăzi. Mulțumesc pentru atenție și ne vedem în episodul următor.